Salut, sunt Ovidiu, a.k.a. Rabe San Ratana și astăzi vom juca Cottage Garden, un joc în care vom organiza grădinile noastre. Și iată cât de frumos arată jocul. Este urmașul lui Patchwork, realizat de același designer, Uwe Rosenberg, care cumva a rămas blocat pe această idee cu piese de Tetris. Chiar am mai scos un joc anul acesta, Indian Summer. Dar eu am ales să iau Cottage Garden și hai să vedem cum se joacă mai exact. Avem un zar care nu face altceva decât să țină cont de ce, în ce rundă am ajuns. În momentul când am făcut o tură completă, el se va muta la 3 până ce vom ajunge la 6, când este ultima rundă. Și în momentul în care este rândul meu, voi alege o piesă de pe această coloană. Următorul jucător va alege de pe următoarea coloană și tot așa. După care, de pe un rând, zarul se va învârti în jurul acestei planșe de joc. Și odată ce ai luat una dintre piese, să zicem că am luat pe aceasta, eu trebuie să o potrivesc cumva pe una dintre cele două grădini pe care le am, sau parcele pe care le am, cumva să nu acopăr aceste ghivece care vin desenate. Pentru că ele sunt cele care dau punctele. Și avem ghivece normale din loot și ghivece din tablă, care teoretic au mai multe puncte. O să vedem imediat cum merge și scorul, și de asta spun că au mai multe puncte. Dar nu întotdeauna o să reușim să facem, să evităm și să nu le acoperim. În cazul ăsta, de exemplu, merge perfect aici. Nu acoperim nimic. Iar în momentul când ai terminat cu de pus piese pe o parcelă, pur și simplu faci scorul în funcție de câte dintre aceste ghivece au rămas vizibile. Și aici avem scorul. 3 cuburi de culoare portocalie, care sunt corespondente ghivecelor portocalii. Și să zicem că am rămas cu 3 și pe ăsta l-am acoperit. Vom muta 1, 2, 3. Da? Iar în cazul acesta avem 2 ghivece din tablă. 1, 2. Iar când vom ajunge cu unul dintre cuburi aici la final, 20 de puncte. După care pornim cu un alt cub și tot așa. Care mai este o parte interesantă este că avem și niște pisici. Le vedem clar aici. Fiecare pisică diferă. Iar aceste pisici au următorul rol. Dacă la un moment dat, să zicem, aici nu era piesa, a fost luată și este rândul meu să iau de aici, poate nu-mi place niciuna dintre aceste piese pe care le pot alege. Atunci am dreptul să iau piesa asta, care este undeva în jurul planșei de joc, da? Piesa care este în imediat apropiere a acestei roabe, care arată superb, după cum vedem. N-ar fi fost neapărat nevoie de ea, dar tocmai pentru a da un aspect vizual mai plăcut jocului, au adăugat și această roabă. Și pot lua atunci această piesă, care poate se potrivește mai bine. Și am plătit această pisică, am folosit în acest fel. Sau ca pisica poate fi folosită și ca adițional ca să completez. Să zicem am nevoie de încă un spațiu pentru a completa o parcelă, am pus pisica, ea nu îmi va da puncte, dar îmi dă dreptul să fac scorul pentru că am completat această parcelă. Iar când ai completat o parcelă, iei o alta din cutie și aceasta o pui la loc. Acestea fiind spuse, cred că putem să începem să jucăm. Alături de mine o să fie Fitonia. Salut! Și hai să începem să jucăm. Începe tu prima. Bineînțeles, ok. Are deja pe ea desenat un ghiveci. Deci practic un punct în plus. Bineînțeles, n-ai voie, după ce te-ai hotărât unde ai pus piesa, nu ai voie să o mai muți odată ce a început runda celuilalt jucător. Iar eu o să aleg pe asta cu multe flori de culoare roz și o să încerc cumva să o potrivesc. Hai să pun să încep să... Da, așa se potrivește și mai bine și nu acoperă absolut nimic.
A venit perfect pentru mine. Hai să vedem. Da, a venit rândul meu și o să iau de aici. Zarul se mută mai departe. Iar pe asta o să o pun în locul ăsta, de minune merge. Până acum am fost foarte inspirat. E clar că aici va trebui să pun o pisică, ori am dreptul să iau din această roabă un ghiveci, da? Și practic înlocuiește una dintre piese. Nu mai e o piesă, iau ghiveci, îmi dă și un punct și am completat acel spațiu liber. În momentul când există doar una sau niciuna pe una dintre rânduri sau coloane, trebuie să completăm cu piesele cele mai apropiate de această roabă, da? Pentru că în felul ăsta ai din ce să alegi. Și acum ia să vedem. Perfect. Este rândul meu. Ce merge la mine? Păi, cred că o să iau pasta. Și o să aleg să pun aici. Aici. Chiar dacă o să acopăr. Nu, pun aici. Ok. Odată ce ai înțeles jocul, merge destul de simplu. Să iau de aici pentru că are și un ghiveci desenat și asta îmi va acorda încă un punct, da? O să fac asta. Și o să aleg să pun aici. Practic acopăr un ghiveci, dar îmi dă un ghiveci în plus piesa asta, în formă de cruce. Da. Mai multe flori roz. O să iau de aici. Și o să potrivesc, uite, aici așa. Din ce în ce mai mult seamănă cu Tetris. Da, un Tetris foarte atractiv. Nu e bine, ok. Șansele. Și la mine e... De fapt nu e greu, pentru că iau de aici și o să pun... Ești un iepuraș. Da? Pun aici. Practic, dacă folosesc o pisică, am reușit să completez așa și... Le folosesc pe amândouă atunci. Ambele pisici. Da. Am rămas fără pisici. În acest moment am reușit să completez toată parcela, da? Și am 1, 2, 3, 4 puncte pentru ghivecele de culoare galbenă sau portocalie, să le spunem, și 1, 2 la cele albe. Hai să facem și punctaj, da? Deci am zis că am 4, mult 4. 1, 2, 3, 4 și aici... Am spus că am 2. 1, 2. Ei, doar din 2 mutări la albastru am ajuns la 4 puncte. Aici am avut nevoie la portocaliu și cubul meu s-a dus undeva pe jos, dar nu mai contează, mai am încă unul. O să-l găsim la un moment dat. Aici am avut nevoie de 4 mutări ca să ajung tot la 4 puncte. Asta e diferența între cuburile albastre și între, mă rog, cele de tablă și cele din lut. Iar acum astea se vor duce înapoi aici, ca să fie refolosite când va ajunge roaba în dreptul lor. Pisicile se duc la culcare în cutie. Și voi obține o nouă pisică în momentul în care o să trec linia asta de aici. Iar eu o să iau o nouă parcelă. Gata, am terminat. Domnul ăsta trebuie mutat aici și ai alegerea ta. Mi-am găsit cubul portocaliu. Ok. Eu acum am doar practic o singură piesă, iar când există una sau chiar niciuna, trebuie să completezi de aici, din rezervă.
iar roaba se duce mai departe. Acum, pentru că am parcela asta liberă, pot să iau orice. Hai să încerc să iau pe asta, pentru că are o formă interesantă. Și să pun. Gata. Am pus și niște săpun. Rândul tău. Încă un pic și zarul va trece la 3. Practic începe o nouă rundă. Pare că eu nu pot alege nimic de acolo. Atunci îți iei de aici din roabă un ghiveci. Sau pui o pisică? Voi face asta. Voi poate o pisică să iau de aici. Ok. Pentru că voi primi și ghivecii din tablă. Așa. Am mutat aici, iar eu o să aleg. Așa. Și unde pun? Păi, aici se potrivește foarte bine. Da? Și pentru că am ajuns în spațiu să-mi arată doi jucători, practic începe o nouă rundă. Deci am la 3. Ai de aici de ales. Pe această coloană. Eu am jucat foarte bine. Este a doua partidă pe care o joc. Am luat de curând jocul. Ok. Vrei să pui și vreo pisică acolo? Nu vrei, nu? Pentru că este un... Este bonus această mișcare. Când vrei să pui o pisică. În momentul ăsta trebuie din nou să completăm, pentru că avem doar una. Și... Păi am văzut deja ce pot să aleg și arată bine pentru mine aici. Și o să pun așa, la fix merge. Totul se leagă la mine. Da, eu voi plăti pisica. Pisica ca să fur ceva de acolo. Și în sfârșit voi face. Și ai completat, ok, da? Ia să vedem mai de-aproape ce a completat. Da, deci câte puncte are? Are 1, 2, 3, 4, 5, 6 la portocaliu. Te rog multă la portocaliu. 6. Chiar la un pas de ajunge să iei o pisică. Și la cele albe, sau mă rog, albastre în cazul cuplurilor. 1, 2, 3. 1, 2, 3 și mai la 6 puncte. Și mai 6 puncte. Astea trebuie puse la loc. Poftim un alt... O altă parcelă. Și... este rândul meu, trebuie să mutăm zarul mai departe, pentru că tu ți-ai făcut mișcarea. Astea se pun aici într-o ordine aleatorie. Și ce iau eu de acolo? Păi pe ăsta o să-l iau, pe care o să-l potrivesc. Și nu mai am nicio pisică să fără. De aici. Cât de bine se leagă la mine tot. Nu acopăr niciun ghiveci. Iar tu trebuie să treci mai departe. De pe rândul ăsta. Hai că ai o parcelă nouă, o să iei asta ca să acoperi mai mult spațiu. Vroiam să... Da, știu. E tentant. Iar pentru mine, da, roaba ajunge aici și trebuie să completez tot rândul cu ceea ce urmează. Și ce aleg eu acum? Pe asta arată foarte bine, dar o să acopăr cu ea două ghivece. Să fac asta? Hai să fac. Asta este. După care am nevoie de o linie. Da, mai departe. O să pierzi. Pentru că în prima partidă pe care am jucat-o m-a bătut. Parcă 86 de puncte la 84 la 76 de puncte. Parcă așa ceva a fost. Dar na, este un joc cu flori pentru fete. De asta am pierdut. Ok. Ce să iau? E complicat. O să iau un ghiveș de aici, pentru că o soluție prea bună nu găsesc. Pun ghiveciul ăsta aici. Acum văd cât ai avansat. Și mi-ar fi trebuit o pisică, dar nu mai am, ca să completez cu totul. Dar runda viitoare o să iau din nou un ghiveci, îl pun aici și
Am completat. Cred că este cazul să ne oprim aici, ca să nu lungim prea mult videoul și hai să ne spunem și părerea un pic despre acest joc, pentru că am jucat și Patchwork și inevitabil vine comparația cu Patchwork. Iar acum, după a doua parte, sau mă rog, o partidă și jumătate, oarecum să spunem, cred că totuși tot Patchwork este jocul mai bun, pentru că chiar dacă într-adevăr arată mult mai bine Cottage Garden, dar este mai simplu. Este un joc practic family friendly, poți juca cu oricine, pentru că sunt reguli ușor de înțeles. Totul merge de la sine, nu stai foarte mult să te gândești mai mult decât cum îți așezi piesele, încât să nu acoperi punctele de pe tabla de joc. În afară de asta, alte decizii de luat nu prea sunt. În schimb, la Patchwork este și partea de economie în care trebuie să iei nasturii care sunt practic banii în acel joc, pentru că altfel dacă nu ai bani nu poți să cumperi piese și tot așa. Și este un joc în care trebuie să gândești mai mult, să ai o strategie, pe când aici pur și simplu mergi pe, de multe ori pe ceea ce se întâmplă în momentul respectiv. Astea sunt alegerile, asta fac alegerea mai bună în momentul respectiv și cam asta e. Și să nu uităm, sunt și foarte multe pisici. Și fiecare diferă. Așa. Ce altceva pot să mai spun despre joc? Nu seamănă chiar atât de mult cu Patchwork, adică nu-ți dă senzația că este chiar atât de asemănător cu Patchwork. În afară de faptul că sunt așezate la fel piesele de jur împrejur. După ce l-am jucat, mai ales acum am început și a doua partidă, chiar nu ne-a lăsat impresia că este chiar atât de asemănător cu Patchwork. Astfel încât cred că e bine să le ai pe ambele. Ăsta are avantajul că se poate juca și mai mulți jucători, este mai ușor, mai relaxant, arată bine. Patchwork este jocul mai bun, dar eu îl recomand și pe acesta. Iar acestea fiind spuse, ne vedem la următorul joc. Eu am fost Ovidiu, toate cele bune!